Primăria municipiului Drobeta-Turnu-Severin anunță că, începând cu 1 iulie 2021, taxa de utilizare a serviciului de salubrizare se va achita la punctele speciale de încasare puse la dispoziție de municipalitate. Plata taxei de salubrizare se poate face în numerar sau card bancar la punctele de încasare ale Direcției de Impozite și Taxe Locale, în strada Veteran 57, Târgul Veterani, în strada Walter Mărăcineanu 1, Piața Sârbilor, la Palatul Culturii Teodor Costescu, prin virament bancar în contul primăriei Drobeta-Turnu-Severin, electronic, prin platforma www.ghiseul.ro. Utilizatorii casnici vor completa declarația de impunere, respectiv anexa 1, însoțită de fotocopii după documentele de identitate pentru fiecare locatar și de adeverința eliberată de asociația de proprietari. Proprietarul care a închiriat un imobil unei persoane fizice sau juridice completează declarația de impunere, respectiv anexa 2, iar obligația de a achita taxa de salubrizare revine chiriașului imobilului. Utilizatorii non-casnici vor completa și depune declarația de impunere, respectiv anexa 4, pentru sediul social și pentru toate punctele de lucru în care desfășoară activități economice însoțită de actele necesare. Declarațiile de impunere pentru taxa serviciului de salubrizare se depun în locațiile special amenajate sau se transmit prin poștă electronică la adresele ditl@primariadrobeta.ro sau salubrizare@primariadrobeta.ro. Foarte important, termenul limită de depunere a declarațiilor este 30.06.2021. Atenție! În cazul nedepunerii declarației pentru stabilirea cuantumului taxei de salubrizare în timp util, acesta se va stabili din oficiu pentru fiecare imobil deținut pe baza estimării unui număr de 7 persoane, iar pentru utilizatorii non-casnici pe baza estimării unei cantități de deșeuri reziduale de 2 tone pe lună. Cuantumul taxei de salubrizare este de 12 lei de persoană pe lună pentru utilizatorii casnici din municipiul Drobeta-Turnu-Severin. Informații suplimentare găsiți pe www.primariadrobeta.ro, secțiunea Salubritate.